Salut! Azi se pare că nu mai ești deloc o garanție a reputației tale dacă ești patriot. Devii suspect de extremism. Tot așa ești cu filmele istorici. Nimeni nu se mai atinge de ele doar pentru că s-au făcut prea multe în epoca Ceaușescu. Antinaționalismul ăsta demolator de tip woke, al oricăror intenții de mândrie națională, e la fel de stupid și de periculos ca naționalismul însuși. Dacă americanii, francezii, germanii sau polonezii sunt mândri de steagul lor, e frumos și incontestabil că de sunt bogați, puternici, bine înarmați și au mai și reușit în viață. Gen. Își permit să fie și patrioți. Noi, după mintea aerisită a unor activiști antinaționali, românii nu au voie, nu merită, nu sunt de încredere. Ei trebuie să se disprețuiască și să-și predea eventual resursele și managementul de țară străinilor, care, nu-i așa, sunt mai buni by default. Elitele astea de la oraș disprețuiesc patrioții. Cum mi-a spus mie o mare intelectuală, domnul Mihaiu, nu suntem în stare să ne conducem singuri. Părerea noastră despre noi este atât de proastă încât mai bine să ne alipim la o țară puternică decât să devenim noi înșine o țară puternică prin noi înșine. Și nu, ce zic eu nu are legătură cu suveranismul, naționalismul, aurismul sau cu ce ați învățat voi de la noile facultăți de tip Ștefan Gheorghiu și ai politically correctness-ului de tip nou. De fapt, noi nu merităm nici măcar un muzeu al victimelor comunismului, nici măcar Delta Dunării, nici Basarabia înapoi, nici Biserica Națională, nici filme istorice. Nici măcar turism național nu promovăm. Și nici ei națională sau bască dacică nu prea ești de vis suspect. Că vezi, doamne, sunt subiecte naționaliste menite să aprindă flacura legionarismului. Când se luptau băieții în munți împotriva comuniștilor ruși și a trepelor securistice românești, ăia erau cică legional. Fals, sub 10% dintre partizanii luptători în munți proveneau din mișcare. Până și Eminescu ar fi extremist periculos dacă ar trăi astăzi. Eliade spunea într-un text de multișor: nu cred că se află țară europeană în care să existe atâția intelectuali cărora să le fie rușină de neamul lor, să-i caute cu atâta frenezie defectele, să-și bată joc de trecutul lui și să mărturisească în gura mare că ar prefera să aparțină prin naștere altei țări. Nu, noi trebuie să ne simțim prost că suntem români. Am încheiat citatul. Așa că mai bine ne urăm între noi și întrebăm la ambasadă sau la Bruxelles dacă ne dau voie să ne simțim bine ca români. Mă iertați, dar nu m-am putut abține să fiu un pic patriot.